Nezinu, es tur neesmu pie Azlaša iela, man kaut tur ir. Sākumu video par tēmu, kuru mēs fakot un man ēnti divu video dienas prie jevrei. Dar numai ka voi povesti un caz concret despre o problemă personală și ce situația a fost în anii 70 la fabrica unde am lucrat eu de mulți ani. Tema video meu să spunească cum a dorit cineva să mă însoare cu o fată evreică. Înseamnă că așa, eu lucram la fabrică, numai ce vinesem din orașul Bindier, unde am învățat și am lucrat puțin, vreo 4 ani de zile, și m-am aranjat în orașul Chișinău, la o fabrică de încălțăminte. Când am ajuns la fabrica asta, la secția de cadre, m-au întrebat ce am învățat, unde am lucrat, dar eu am învățat un colegiu care e în domeniul industriei ușoare, tamar în domeniul ăsta și aveam specialitatea în domeniul încălțămintei. M-am aranjat la fabrică, m-am trimis într-o secție încălțăminte și lucram la conveier. Acolo, în secția asta, după cum mai târziu am aflat, cum era pe anii aceia, majoritatea erau chineriat, erau și oameni în vârstă, dar mai mulți tineri. Desigur că la așa întreprindere, pe anii sovietici, erau mai mult tineriat. Și la conveierul nostru, în brigada unde eram cu 32 de persoane, lucrau mai multe fete. Noi eram așa din amintire, poate vreo 4 băieți, dacă erau încă bine. Și fete erau diferite și mai frumoase și mai puțin frumoase. După cum știți, aici care sunt mai în vârstă, era conducere era majoritatea evrei. Șeful secției era evreu, că m-am angajat eu, da, să nu uit să spun, era undeva pe anice, în jur la 6.000 de persoane lucrau la această fabrică. Și mă întorc înapoi la șef. Șeful răzăcării secției era evreu, ajutorul de șef era la fel evreu, erau maestri, erau șef de secții, tot evreu, scurt majoritatea. Da, să nu uit, vorbeau toți în limba rusă, în afară de noi care eram prieteni acolo. Și era Comitetul Consumorului și era Partidul Comuniștilor. Era șef pe Comitetul Consumorului, o persoană, și era șef pe Comitetul Partidul Comunist în această întreprindere. Fiecare secție, cine nu știe, avea șefulețul lui pe consumol și șefuleț pe comuniști, care era consumuliști. Deci au adunare consumuliștii, care erau comuniști, oameni mai în vârstă, făceau adunări tot în secții cu șeful lor de partid pe secție. Și era un șef pe partid, pe toată întreprindere. Așa și era șef de consumul, o persoană tânără care la fel era pe toată întreprindere. Deci ești 6.000 de oameni. Șefa, adică ajutorul la șeful secția noastră era o doamnă. Țin minte și acum, era blondincă așa, eu nu știu câți ani avea, poate avea 45 de ani, panice. Această doamnă avea o fată. Fata ei lucra la fel în secții, era așa plinuță și la un moment dat mamă, dacă era șef, a luat și a trecut în altă funcție, a trecut-o ceva pe sindicate. Ei se ocupa cu sindicatele ceva acolo în Paris. Și nu în funcție mare. Și mamă, permanent vine, eu eram tânăr, încă nu aveam experiență, permanent vine la mine, mă întreba cum merge lucru, cum încolo, cum încoace.
și chiar se comporta foarte frumos, Ioan Gherimaț. Fixă la fel din el, la mine când era în funcția asta care sindicate, veni permanent, mă întreba cum este lucru, sau alte probleme acolo. Și la un moment dat, trecut o perioadă de timp, mamsa la fel vine la mine și mă întreabă, dar tu ai o prietenă, o fată, vezi? Nu prea. Și că nu vrei să faci cunoștință cu fiica mea, e fată cu mine, tu știi? Da. Și mă uit, o chema Galea. Și eu spun că, da, nu, eu, mă rog, eram rușunos, nu putem să răspund la așa ceva. Și permanent, după cazul ăsta, fiica ei permanent vine la mine, la una mă întreba, la alta mă întreba. Și într-un timp iar au trecut, mamsa la fel a venit iar la mine, nu știu, mă întreba cum este lucru. Deci, deși nu înveț, deși nu înveț fiica mea la un film, primele, mai scurt am înțeles din părerea mamsă că e dorește. E clar că eu nu știam atunci că e evreică, dar vreau să spun că mie nu-mi plăcea fata asta, erau fete mai frumușele, mai slăbuțe, care puneam ochi pe ele, dar bine că n-au făcut lucrul ăsta, mai târziu am aflat că e, familia asta era evreică. Sunt clar, cu moldovan cu evrei, cam nu prea normal să fac o familie, cam nu sunt pac. Mai sunt familie, erau mai mulți așa. Și după cazul ăsta, a mai trecut timpul, au venit anii 1982, unde eu am plecat în armată. În 1984 m-am întors înapoi, am stat vreo 3 luni acasă, la părinți, urmă din nou m-am aranjat la această fabrică. Trece un timp scurt acolo, poate luni, poate două, poate trei. Mă întâlnesc cu domnișoara aceea, care Galea, cum am spus, cu cheam. Ei era mai mărișoară, mai în vârstă, dar nu știu câți ani avea. Lucra șef pe sindicate, tot pe întreprindere, funcție foarte mare. N-am întrebat-o dacă e măritată. Și îmi sună odată și îmi spune, și era 84 am venit, dar era 86 deja. Și îmi sună pe telefon la secția mea, unde lucram eu acolo, într-o secție. Maestru, aveam altă funcție, desigur, că am după școală, profesia mea aproape lucram. Și îmi sună, spune, tu vin până la mine în birou, eu mă duc, cred, la dânsă, și sunt pe plan. Este o foaie de odihnă, unde în Abhazia, în Suhumi, poți să pleci la odihnă. Ies concediu, dacă dorești, o foaie de odihnă, care e am deja sardi, și așa să-și ia înainte. Eu m-am dus, m-am gândit puțin și mi-a dat două zile să mă gândesc, ca pe urmă, dacă ceva refuz, vând la acela. M-am gândit, am scris cerere de concediu, am luat și am plecat. M-am sucut cu avion. Și după ce am venit, la fel, pe un grad, m-am întâlnit cu dânsa, deja am un timp pe care s-a schimbat altă funcție. Și iată așa, s-a comportat doamna asta foarte bine cu mine, dar mai târziu, a venit anii 87, eu m-am căsătorit cu alta și în ziua de azi sunt căsătorit cu o moldovancă care și deja n-am mai văzut-o pe evreica mea. Poate a plecat în Israel, în majoritatea am făcut un video unde aproape toți lucrătorii de la această fabrică au plecat pistei hotare în America, care în Israel, care în Canada, care în Cam aici este istoria mea, vă zic că toți la revedere.